Bună ziua, Andra, bună ziua, doamnelor și domnilor. În urmă cu 20 de minute, medicii de la Institutul Matei Balj din Capital au ajuns aici la Spitalul Foișor. Este vorba despre medicul infecționist Adrian Marinescu împreună cu un medic cardiolog. Aceștia, alături de doctorii de la Spitalul Foișor, vor face o reevaluare a stării de sănătate a actorului Florin Piersic pentru a vedea ce este de făcut în continuare. Din spre Spitalul Foișor, de la medicii de aici, de dimineață au venit vești bune în legătură cu starea de sănătate a actorului Florin Piersic. Acesta a început recuperarea, răspunde bine la tratament, însă va fi vorba de o recuperare de lungă durată. Rămâne internat în continuare în secția de terapie intensivă pentru că suferă și de alte boli, așa că e nevoie să fie monitorizat îndeaproape de medici. De altfel, sâmbătă, actorul Florin Piersic s-a ridicat pentru prima dată în picioare la marginea patului după mai multe săptămâni în care nu a făcut acest lucru. Vă reamintesc faptul că actorul Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a fost transferat joi la Spitalul Foișor din Capitală de la Institutul Matei Balj. În momentul în care a ajuns aici, medicii au transmis că starea sa de sănătate era una gravă, în urma unui sepsis cu punct de plecare de la nivelul unei proteze totale de genunchi. Între timp, acea proteză a fost îndepărtată, a fost înlocuită cu o altă proteză. Este una provizorie, așa că cel mai probabil în perioada următoare actorul Florin Piersic va fi supus unei noi intervenții chirurgicale. Așteptăm să se termine această întrevedere între medici și actorul Florin Piersic și la final vom avea și declarații din partea medicilor de la Institutul Matei Balj.